Bună seara și bun venit și în această ocazie la emisiunea Vieți Schimbate, dragi prieteni. Sunt fericit să fiu împreună cu voi și în seara aceasta și sunt fericit să putem împărtăși împreună acele cuvinte ale lui Dumnezeu care ne dau sațietate sufletului, care ne dau putere, care ne dau speranță și care ne ajută să ne găsim libertatea adevărată. Mântuitorul spunea că adevărul ne va face liberi. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre acea viață interioară, acea viață spirituală interioară care ne dă putere și aș vrea să coborâm în adâncul ființei ca să găsim acele resurse de care avem atâta nevoie. Trăim într-o societate atât de agitată, stresantă, într-o viteză continuă, într-o schimbare continuă și pur și simplu suntem năuciți, nu mai găsim un ritm constant al ființei, nu mai găsim acea liniște, acea pace interioară de care avem atâta nevoie. Toată lumea este pe repede înainte și dacă nu te adaptezi din mers, dacă nu ții pasul cu viteza aceasta, rămâi în urmă și apar anumite complexe, apar anumite pierderi în viața aceasta pentru că nu te mai poți adapta și nu te mai poți încadra în sistemele create deja. Aș vrea să te oprești din viteza aceasta, să îți temperezi bătăile inimii, să respiri adânc, să te liniștești și să te gândești la solitudine care aduce putere și care aduce libertate. Când vorbești în zilele de astăzi despre solitudine, lumea te ia în râs. Și n-aș vrea să abordăm solitudinea din acel unghi al isihasmului, al călugăriei. Nu despre solitudinea aceasta vreau să vorbim în această seară. Ci aș vrea să vorbim despre dimensiunea personală a solitudinii, despre momentele de solitudine care îți aduc putere și care îți aduc libertate. Și dacă e să vorbim de solitudine, de unde poți să înveți cel mai bine dacă nu de la cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu și de la omul Iisus Hristos, care a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la două tablouri biblice care ne vorbesc despre solitudine, despre putere și despre libertate. Primul tablou sau primul exemplu biblic la care m-am gândit este Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul s-a născut prin puterea lui Dumnezeu, știți foarte bine. Mama lui era stearpă și la un moment dat primește vizita îngerului care spune că va rămâne însărcinată, dar Zaharia are acea vedenie în templu care spune că va avea un fiu. El nu crede, rămâne mut o perioadă până când se naște Ioan Botezătorul și după nașterea lui, Ioan își începe acea misiune miraculoasă, acea pregătire a căii Domnului despre care vorbeau și profeții și despre care a vorbit și Iisus Hristos. Ioan a fost catalogat de Iisus Hristos ca fiind cel mai mare dintre profeți. Cu siguranță nu toți avem chemarea lui Ioan. Cu siguranță nu toți trebuie să fim solitari. Nu toți trebuie să mergem în pustie, dar am învățat ceva de la el și de la Mântuitorul Iisus Hristos legat de puterea aceasta pe care ți-o dă dimensiunea solitudinii. Și aș vrea să parcurgem împreună pasajul biblic ca să vedem cât de importantă este solitudinea. Spunea cineva: vai, eu nu știu cum poți să reziști în singurătate, nu știu ce faci tu când ești singur, dar eu mă plictisesc de mor, dau muzica la maxim, nu pot, mă agit, sunt neliniștit în momentul în care sunt singur. Și m-a întrebat, dar tu ce faci când ești singur? Zic, când sunt singur, sunt atât de fericit pentru că citesc, ascult muzică, scriu și îmi găsesc de lucru, găsesc diverse activități pe care le pot face atunci când sunt singur. Mintea funcționează, creez. A, zice, eu nu suport un minut să fiu singur. De ce?
Ne-am dezobișnuit să stăm singuri cu noi înșine și cu Dumnezeu. Și repet, în cadrul societății, nu ca niște pusnici. Am pierdut această dimensiune în care stăm singuri cu noi înșine, reflectăm, pictăm, cântăm, creăm, citim, ne gândim la viața noastră, ne analizăm și creștem. Vis-a-vis de solitudine, am găsit câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu voi în seara aceasta și să avem așa un decor extra biblic, după aceea o să punem fundația biblică la ceea ce o să discutăm, dar aș vrea să vedem câteva gânduri frumoase despre solitudine. Spunea Aristotel că pentru a trăi singur, un om trebuie să fie fie o fiară, fie un zeu. Ca să trăiești singur, trebuie să fii ori o fiară, ori un zeu. Am întâlnit documentare în care oameni care fusese răcertați cu legea s-au dus în singurătate prin Alaska și au făcut o viață singuri. Da, e interesant, dar puțin ciudățel. Dar dimensiunea aceasta de zeu, de creștere, de îndumnezeirea ființei, de dezvoltarea ființei este foarte, foarte interesantă, care se realizează în solitudine. Spunea Lars Svensson că toate celelalte virtuți trebuie practicate împreună cu ceilalți, dar omul înțelept este mai independent decât alții și prin urmare își poate desfășura singur munca. Adică el se descurcă singur, n-are nevoie de cârje, n-are nevoie de propte, n-are nevoie de o mulțime de păreri, pentru că știe să se organizeze, știe să își facă viața frumoasă în singurătate. Solitudinea este prețul evoluției, spunea Paramahansa Yogananda. Mi-a plăcut foarte mult gândul acesta. Solitudinea este prețul evoluției. Să știți că oamenii inteligenți și oamenii care au ceva de spus, de cele mai multe ori sunt singuri, sunt neînțeleși. Nu pentru că ar avea ei ceva legat de oameni sau că ar fi antisociali. Poate că unii dintre ei sunt și antisociali. De regulă, geniile se izolează și oamenii de excepție. Dar pe lângă dorința aceasta de izolare a lor, faptul că vor să trăiască în adevăr, faptul că nu se complac în mediocritate, îi face să fie incomozi vis-a-vis de ceilalți. Pentru că oamenilor le place să trăiască foarte mult în mundan, în zona asta a bălăcăriilor, a lucrurilor care nu deranjează prea mult intelectul și confortul. Evită conflictele, nu vor dezbateri, nu vor să știe neapărat care este adevărul, în orice domeniu am vorbit, așa că preferă zona aceasta placidă, comodă. Dar dacă vrei să evoluezi, trebuie să plătești un preț în singurătate, un preț pentru studiu, pentru formare, pentru reflecție, pentru gândire și un preț în ceea ce privește socializarea cu ceilalți. O perioadă trebuie să stai izolat ca să poți să te formezi, să gândești. Mai spunea Valeriu Butulescu, ador singurătatea, voi înființa un sindicat al spiritelor solitare. Foarte interesantă și această zicere. Mai greu întâlnești astfel de asociații și astfel de sindicate ale spiritelor libere, pentru că spiritele libere n-au nevoie de asociații, decât în cazuri excepționale, că vor să implementeze ceva sau să-și apere niște drepturi, dar de regulă artiștii sunt solitari, le place solitudinea, le place să fie ei cu pasiunea lor, cu ceea ce îi animă, cu ceea ce iubesc. Singurătatea, spunea Mircea Eliade, e starea spirituală în care ne naștem, acea stare naturală și adevărată. Iată câteva gânduri care ne vorbesc despre singurătate, despre solitudine și despre valoarea ei. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre solitudine care aduce putere și libertate în același timp. Vorbeam de Ioan Botezătorul la început și aș vrea să vedem cum se reflectă, cum curg în cascadă
de la solitudine puterea și libertatea lui. Spune Evanghelistul Matei de la capitolul 3 și versetul 1 în continuare așa. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Observați că oamenii solitari, oamenii care au putere și oamenii liberi, nu au nevoie de cadre create. Marketing, hai să facem reclamă, hai să facem valuri pe internet ca să nu spunem nimic. Oamenii cu adevărat valoroși și oamenii care au ceva de spus nu se sprijină pe cârjele acestea pe care le-a creat epoca digitală. Ei spun ce au de spus și oamenii imediat ciulesc urechile. Bă, ce zice ăsta? De ce? Pentru că ei sunt cu totul și cu totul deosebiți de ceilalți. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pe lângă apelul acesta spiritual de trezire foarte puternic al lui Ioan, aș vrea să vedem atât elementele de moralitate și etică pe care le transmite Ioan, dar și cele care țin de principii imuabile și care transcend timpul în ceea ce privește dezvoltarea. Nu poți să te dezvolți în niciun domeniu dacă nu definești sincer, onest realitatea. Dacă te minți cu privire la starea în care te afli, n-ai cum să-ți pui o bază solidă de la care să pleci și de la care să te dezvolți. Nouă, oamenilor ne place să ne mințim, mai ales în era asta a social media. Ne mințim atât de frumos și atât de bine și ne plac atât de mult minciunile. Și observați că pe rețelele de socializare punem numai poze frumoase, zâmbitoare, de succes. Am fost acolo, am fost dincolo, am făcut aia, am făcut cealaltă. Ne place să ne afișăm în sfera aceasta a puterii, a succesului, a fericirii, a bunăstării. Sau în cea a revolte este și varianta aceasta în care sunt supărați pe existență, pe viață și numai dă-i, ăia nu sunt așa, ăia sunt altfel, ăia trebuie să facă asta, ăia trebuie să facă cealaltă. Și între aceste două extreme, foarte rar găsim oamenii echilibrați care postează anumite lucruri care țin de preocupările lor, de frământările lor și lucruri care sunt mai puțin cosmetizate. Ei, Ioan vine din pustia Iudeii și le creionează realitatea exact așa cum este. Nu ia cu doamnelor și domnilor, dragii mei, iepurașilor, hai să vedem ce mai facem, cum mai suntem. Niște apeluri din astea manipulative, hai să mai strângem ceva, să mai adunăm niște bani. Voi, sunteți extraordinari, sunteți niște oameni impecabili, domnule. Știți discursurile astea. Și omului îi place să fie mințit, îi place să aibă o imagine falsă de sine. Noi în adâncul ființei știm cine suntem, dar nu ne place să ni se spună în față cine suntem cu adevărat. Și versetul 2 îl prezintă pe Ioan în acea ipostază în care le pune oglinda în față oamenilor care erau și care îl ascultau. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta trebuie să faceți. Sunteți niște păcătoși, aveți nevoie de mântuire. Împărăția este aici. Dacă nu vă schimbați, o să suportați consecințele. Rabinii, cărturari, povești snoave, zicale, din alea care te adorm. Știți, mergi la câte un serviciu în ăsta divin, ori asculți un șir de elucubrații continue și de prostii debitate la foc automat. Mai urmăresc așa pe internet să văd ce mai predică unii și alții, să văd cam pe ce linie sunt și eu. Și când aud ce inepții debitează și cu o viteză halucinantă, că n-ai timp să le procesezi, și la trei cuvinte, slavă Domnului, aleluia, bă, și lumea în euforie, în extaz. Și mă întreb, la ce? La ce? Asta e spălare de creier. Că nu este conținut nimic acolo. Mai zice ce mai zice, mai citește un verset din Biblie, mai cântăm o cântare, hai, iară, bu, dă-i. Și nu găsești nimic. Paie. Și oamenii se duc acasă balonați, constipați,
considerând că s-au hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, dar acolo nu e nimic. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Foarte clar, un mesaj profetic, o misiune profetică pentru Ioan, vine din solitudine, din pustie, le prezintă realitatea și le spune: pregătiți calea Domnului. Păi cum să pregătești calea Domnului dacă tu te minți? Cum să pregătești calea Domnului dacă tu ești un impostor moral, profesional, din punct de vedere etic, zici una și faci alta? N-ai cum să pregătești calea Domnului. Pregătiți calea Domnului, zice Ioan. Cât despre ținuta lui și a oamenilor care pun accent foarte mare pe spirit și pe viața interioară, nu sunt atât de preocupați de decor, de modul în care arată, de ultimul fashion care apare și nu se uită tot timpul în oglindă, oare arăt bine, stă bine părul, m-am machiat, m-am fardat, sunt ok, ce zice lumea despre mine, deja este o adevărată idolatrie și o adevărată prostie și un adevărat snobism în direcția aceasta. Oamenii au devenit obsedați de imagine. Și de multe ori când confrunți imaginea din social media cu realitatea, să te ferească Dumnezeu. Că zici, bă, dar parcă e altă persoană, e atât de cosmetizată și atât de filtrată cu lumini, cu tot felul de filtre, încât nu mai știi când o vezi față în față, zici, bă, dar chiar nu mai corespunde imaginea virtuală cu cea reală. Ioan și oamenii care trăiesc în singurătate și le place singurătatea aceasta sufletească, nu pun atât de mare accent pe arătare exterioară. Purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Să știți că libertatea și puterea sunt ale oamenilor care nu au atât de multe lucruri în jurul lor și care nu sunt condiționați atât de mult de sisteme. Dacă vă uitați la marii oameni ai lui Dumnezeu, Enoch, Noe, Ilie, Elisei, Moise, Daniel, Iosif, o să vedeți ceva comun la ei. Nu-i interesa atât de mult ce spun ceilalți despre ei. Îi interesa ce vrea Dumnezeu. Nu depindeau de niciun sistem, subliniez lucrul acesta, și erau liberi. Noi avem atâtea cârje și atâtea pârghii ale confortului care ne-au făcut să devenim sclavi. Și permiteți-mi o mică paranteză, puțin nebunească, dar dacă e să te uiți la libertate, care sunt cei mai liberi oameni, dintr-un anumit punct de vedere, subliniez, sunt cerșetorii și oamenii care n-au nimic. Ăștia sunt cei mai liberi oameni. Păi ăștia nu poți să iei la rost, păi ăștia nu poți să-i amendezi, păi ăștia nu poți să iei de nicăieri, pentru că ducem sechestul, dăm amendă, dă-mi amendă, ce? Închidem contul, n-am cont. Îți dăm amendă, n-am bani. Confiscăm, n-ai ce. Și oamenii ăștia trăiesc liberi. Din punctul acesta de vedere, ei nu pot să fie condiționați. Și acum aduc în partea cealaltă ca să înțelegem corect ideea. Societatea modernă și societatea aceasta digitalizată ne-a creat atâtea elemente de confort care în același timp devin un cârlig pentru noi. Vrei telefon mobil? Da, nu mai poți să faci nimic. E ceva foarte fain. Să faci totul de pe telefonul mobil. Plătești taxe, impozite, îți plătești mâncarea, nu mai ai nevoie de cardul, nu mai ai nevoie de nimic. Totul faci cu telefonul. Oriunde te duci, telefonul te ajută să rezolvi problemele. Dar ia întoarceți moneda și invers. Și întrebați-vă ce mai poți face fără telefon, fără carduri,
fără cont la bancă, fără e-mail, fără aplicații. Wow! Și o să vedeți cât de dependenți suntem de toate cârjele acestea și cât de tare ne-au prins elementele acestea de confort. Păi, în momentul în care ai cont în bancă, ai bani acolo, ai toate astea, ai proprietăți, deja ești manipulabil, deja ești controlabil, pentru că toate aceste lucruri îți pot fi confiscate și de dragul de a nu le pierde, zici, oh, păi, trebuie să fac și compromisul ăsta și celălalt. Mai tac din gură, mai nu zic adevărul pentru că s-ar putea să mă coste. Ei, lui Ioan nu puteau să fie confiscate niciunul dintre bunurile pe care le avea, pentru că n-avea. Nu putea să fie șantajat și manipulat în niciun fel, pentru că Ioan era cu adevărat liber. Locuitorii din Ierusalim și din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. De ce? Pentru că oamenii ăștia ies în evidență. Ei nu sunt ca turma, ca masele docile, ca oamenii care se încadrează și atunci și acum. El era cu totul și cu totul altfel. Mirosea altfel, a libertate, a putere. Și oamenii veneau să-l asculte. Bă, hai să mai auzim și altceva. Că din astea cu trăiască și înflorească, pacea Domnului, bine ați venit, mă bucur din toată inima. Știți frazele astea și clișeile. Dragi prieteni și tovarăși, nu merge, deja se simte că sunt fabricate. Ei, în momentul în care a apărut din pustie, Ioan a creat un val. E altceva, este altcineva, are putere, are libertate și în adâncul ființei ne dorim putere, ne dorim libertatea, dar prea puțin dintre noi suntem dispuși să plătim prețul. Prețul în solitudine, prețul în neacceptare, prețul bazat pe conflict, pentru că intri în conflict cu cei care se simt deranjați de puterea ta, de felul tău de a spune și de a face lucrurile. Și majoritatea preferă liniștea. Nu vreau să mă complic, nu vreau să pierd toate aceste avantaje pe care le-am câștigat atât de greu. Și rămân în zona aceasta a complacerii, a confortului și a conformismului. Dar când a văzut pe mulți farisei și din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, adică de vipere, nu? Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Observați că oamenii liberi nu se sfie să spună adevărul celorlalți tranșant în față. Societatea aceasta occidentală ne-a învățat să fim niște oameni fățarniși, niște oameni vopsiți. De dragul beneficiilor financiare, poți să-i spui unui om care a făcut un lucru foarte, foarte rău sau o execuție proastă a unui serviciu, a, știi, lasă că se poate mai bine data viitoare. Dacă te întreabă cum arată, o, arăți excelent, deși el arată ca așa, nu vreau să dau detalii. Vai, ce tânără ești, dragă, parcă ai 20 de ani și are 60, știți? Ne plac minciunile astea. Și societatea occidentală ne-a învățat să mințim. Și ne-a învățat să ne placă minciunile despre noi, despre alții. De ce? Pentru că avem interes financiar. Sau să obținem o slujbă, un post, să menținem anumite relații, pentru că oamenii respectivi au anumită influență, au putere și ca să nu pierzi avantajele astea, o faci și tu pe șmecherul. Și dai cu un compliment, dai cu o minciună, dai cu o prefăcătorie, dai cu un zâmbet fals, deși tu zici în sinea ta, vai de capul lui și ce aș face și ce aș zice, dar... Pacea Domnului. Oh, bine ați venit. Oh, ce bine arătați. Extraordinar. Dar de fapt, realitatea este cu totul și cu totul alta. Pui de năpârci. Adică de vipere. Adică de draci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Cu alte cuvinte, credeți că îl păcăliți pe Dumnezeu? Niciodată. Și Ioan le pune oglinda în față. De ce? Pentru că venea din solitudine, avea putere și era liber.
El nu căuta să ia nicio funcție nicăieri. Nu îl interesa părerile oamenilor, nu îl interesa imaginea de sine, self-esteem și prostiile astea pe care le-am învățat și le-am inventat, care ne țin sclavi și captivi și care ne țin departe de adevărata viață și de adevărata imagine reală a vieții și a ființei noastre. Ei, Ioan avea o percepție corectă despre sine și avea o percepție corectă despre ceilalți și despre realitatea în care se învârtea societatea. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avraam. Ne place să ne căptușim imaginea cu tot felul de CV-uri, cu tot felul de realizări, cu tot felul de recomandări. Unele, dacă sunt pe bune, au valoare, dar foarte multe dintre ele sunt niște tinichele. Sunt niște lucruri irelevante. Te duci la orice examen din ăsta, ți se cere media de la absolvire. Ori de la bacalaureat, ori de la licență. Și tu, dacă ai dat licența în urmă cu 20-30 de ani și ai 10 pe linie, vă dați seama cât de relevant și cât de pregătit mai poți să fii. Că ai uitat tot! Dar importantă este imaginea. Ce ai făcut în urmă cu 15 ani? Dar realitatea prezentă este dezastru, probabil. Probabil că ai uitat tot ce ai învățat. Nu mai contează. Trebuie să fii acolo. Dacă aparențele sunt în regulă, nicio problemă. Și în ceea ce privește pe Ioan, el le spune adevărul: puteți să vă recomandați că sunteți nu știu cine, că aveți spițe de neam, că sunteți din Avraam, din Isaac, din Iacov. Nu contează înaintea lui Dumnezeu prezentul, ce ești în prezent. Spunea John Maxwell că succesul de ieri nu mai este relevant astăzi. Starea ta spirituală de ieri nu mai este relevantă astăzi. Succesele pe care le-ai avut în urmă cu 5, 10, 15, 20 de ani pot fi puse în CV. Dar dacă la ora actuală ești o nulitate, îmi pare foarte rău, dar alea sunt succese ale trecutului. Nu mai reprezintă ceva relevant pentru prezent. Și Ioan îi trezește: nu vă mai îmbătați cu apă rece, nu vă mai mințiți că sunteți din Avraam, că aveți un pedigree impecabil, pentru că realitatea arată că sunteți jalnici. Observați câtă putere, câtă siguranță și câtă libertate oferă solitudinea. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Judecata lui Dumnezeu, care merge pe eficiență și pe autenticitate și pe niște principii care nu se schimbă. Poți să vii tu cu orice explicație înaintea lui Dumnezeu. Zice: fă roade vrednice de pocăință, pentru că securea a și fost înfiptă. Și dacă n-ai grijă, a doua, a treia lovitură s-ar putea să te reteze. Incomozi oamenii ăștia liberi. Foarte incomozi. Și din cauza aceasta sunt foarte rari în zilele noastre. Nu prea întâlnim. Pentru că puțini își asumă responsabilitatea aceasta, puțini își asumă rolul acesta și identitatea aceasta. Majoritatea dintre noi iubim impostura într-un fel sau altul. Ne place să trăim într-o zonă care nu are legătură cu noi, cu viața noastră, inclusiv în zona de biserică. Atunci când venim, liturgica este artificială, nu are legătură de multe ori cu viața reală. Am inventat niște ritualuri, niște reguli, niște lucruri care țin de biserică, dar nu ne fac bine. Ne ducem acolo, căscăm, stăm așa plictisiți și abia așteptăm să mergem acasă. Ei, dacă trebuie să le faci, o faci și pe asta. Studiul biblic este un pretext.
Am învățat niște poezioare frumoase, niște doctrine, ne-am sclerozat cu ele de-a lungul anilor. Avem grijă ca nu cumva să spună cineva altfel că ne sărim după fix, că trebuie să apărăm credința dreaptă, dar în sufletul nostru, în inima noastră, nici noi nu suntem siguri dacă mai credem lucrurile respective sau, la nivel intelectual, nu cred că noi le-am descoperit. Ni le-au inserat alții în cap, așa ca un disc din ăsta sau ca un card de memorie pe care a fost instalat deja un program, au fost puse niște informații. Și totul este artificial. Este luat din altă sferă, din altă lume. Însă Ioan spune să nu ne mai mințim singuri. Securea a fost înfiptă. Nu ești autentic, vei fi tăiat. E cam dur, nu? Sfidează legile astea ale empatiei, ale omileticii, ale retoricii care te duce pe pustii și care nu ți oferă niște soluții clare. Să-ți arate o oglindă și să-ți arate de unde să pornești ca să crești. Ioan vine din solitudine, are putere și are libertate să vorbească ceea ce trebuie vorbit din partea lui Dumnezeu, nu din partea oamenilor. În capitolul 4, după ce Ioan face intrarea lui Hristos în scenă, spune, el trebuie să crească, eu să mă micșorez, oamenii solitari sunt modești. N-au nevoie de o imagine pompată, de sclipici, de marketing, de reclamă, de tot felul de apanaje care îi fac să arate foarte bine. Dar sunt ca baloanele acelea care arată bine, dar înăuntru n-au decât aer. Un ac și puf, totul s-a dispersat, totul s-a prăștiat, s-a dus, s-a distrus. Ioan spune, nu eu sunt. El este Mesia, el trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. Eu am o misiune, știu care este, să pregătesc calea Domnului, dar nu-mi dau atâta importanță. Și să știți că marii oameni au fost mici în ceea ce îi privește pe ei înșiși, ego-ul lor. Ce a fost mare în viața lor a fost pasiunea lor, visul lor, creația lor. Pentru asta au trăit. Și aceste realizări ale lor spirituale sau artistice au reprezentat măreția lor. Oamenii care își măresc mai mult ego-ul de regulă nu spun nimic și nu reprezintă nimic și opera vieții lor este nesemnificativă. Paie, nimicuri. Și uitați-vă și modelele care sunt promovate astăzi. Mare marketing, vine nu știu cine în oraș, mamă, concert, puhoi de lume. Dar ce spune? Ce oferă? Nimic. Niște prostii, niște aiureli, niște non-valori. Însă, reclama este mare. Și vezi oamenii care au realizat lucruri mari, nu auzi de ei, nu mai vezi că apare brandul cu tare, apare opera cu tare, apare o pictură, o galerie, o carte, sau... Dar ei stau în umbră. Nu vor să apară în față, să fie ei tot timpul, nu. Preferă să stea. De ce? Pentru că ei au satisfacția de sine în ceea ce fac. Pentru ei realizarea este opera lor, este pasiunea lor, nu ei înșiși. Și de aceea Ioan zice, pasiunea mea este să-L fac mare pe Hristos în viața mea și a voastră. Restul nu mai contează. Că sunt eu, că mă vorbește lumea de bine, de rău, nu contează. În capitolul 4, după ce Iisus a fost botezat, spune cuvântul că Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Lucrarea măreață a oricărui om începe în solitudine. Acolo îți găsești chemarea, acolo îți găsești drumul, acolo îți găsești pasiunile, acolo îți găsești profunzimea, acolo îți găsești cel mai tainic loc pe care îl poate avea cineva.
în care n-are acces decât sinele, tu și Dumnezeu. Și Iisus a început cum nu se putea mai bine, cu o terapie de solitudine. 40 de zile și 40 de nopți în solitudine cu Dumnezeu, în pustie. Ce poți să găsești printre pietre, printre bolovani, printre nisip, printre cactus, printre buruieni? Ce poți să găsești în pustie? Dragii mei, dacă nu înveți să fii mulțumit în locurile aride ale vieții, nu vei fi mulțumit nici în cele mai exotice. Dacă nu înveți să fii mulțumit în zonele aride ale vieții și să-ți găsești plăcerea și sensul acolo, nu vei fi fericit nici dacă te legi pe un hamac în nu știu ce insule, să ai un cocktail la îndemână, să ți se aducă toate la tavă, să fii tratat ca un pașă, pentru că sinele tău este stricat, este alterat. Tu nu știi să te bucuri cu tine însuți, nu te simți bine în pielea ta. Și prin urmare, nu vei fi mulțumit nicăieri. Profunzimea începe în solitudine, puterea începe în solitudine și libertatea începe în solitudine. Și o să vedem cum a decurs mai departe misiunea lui Iisus Hristos. După cele 40 de zile de post, spune cuvântul lui Dumnezeu că la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Cârligul cu care ne prinde pe aproape toți. Trebuie să arăți cine ești. Dacă n-arăți cine ești, nu valorezi nimic. Și pentru a arăta cine sunt, sau mai bine zis cine nu sunt, oamenii sunt în stare să vândă tot, să-și vândă valorile, să-și distrugă familia, să renunțe la Dumnezeu, să renunțe la crezul lor, la valorile lor, la axiologia lor. De ce? Doar ca să parvină în niște funcții, să prindă puterea, să arate că sunt cine nu sunt de fapt. Dacă ești, vezi, ăsta e cârligul. Dar Iisus n-a fost sensibil la stimulul acesta. Cu alte cuvinte a zis: știu cine sunt, știu care este misiunea mea, îmi cunosc identitatea, n-am nevoie de ofertele tale. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zice diavolul, fă ca pietrele acestea să se transforme în pâini. N-am nevoie să demonstrez cine sunt, să-ți demonstrez ție cine sunt. Oamenii au căzut în plasa aceasta a demonstrației să arate cine sunt până au ajuns ridicol. S-au sluțit, s-au dezbrăcat, s-au golit de orice valoare umană, morală, etică și au ajuns niște paiațe, niște draci dezbrăcați de tot și de toate, doar ca să demonstreze că sunt cineva. Și cu cât încearcă să demonstreze mai mult că sunt cineva, cu atât demonstrează că sunt nimicuri. Hristos n-a avut nevoie de demonstrații de felul acesta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Auzi, dragul meu, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. N-am nevoie să demonstrez cine sunt și eu nu trăiesc ca să mănânc. Eu trăiesc pentru altceva. Eu am o misiune și am un scop în lumea aceasta. Câți dintre noi mai gândim așa? Vai, murim de foame, vai, ce se întâmplă? Nu o să murim. 40 de zile, spune Mântuitorul, a postit. Și după 40 de zile, n-avea confuzii cu privire la personalitatea sa, cine este, probleme de self-esteem, de personalitate, n-avea nevoie de psihoterapie să-i spună cine este, să se definească pe sine însuși. N-avea nevoie nici de nutriționist să-i spună ce să mănânce sau că e vremea să facă lucrul acesta. El a spus: am tot ce-mi trebuie. Omul
nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris? El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Arată că ești puternic, arată ce poți. Dacă n-a reușit cu ce ești, arată ce poți. Și sunt atâtea cursuri și atâtea sfaturi prin care ești învățat să poți. Tu poți, tu poți, tu poți. Pași. 21, 30, 70, ședințe, programe, peste programe, vândute la niște prețuri exorbitante. Șarlatani pe toate șanțurile și pe toate canalele social media. Și avizii de iluzii și de minciuni sunt acolo. Să văd ce pot, ce pot. Și când tragi dungă, nu prea pot nimic. Dar impresiile și imaginile de sine augmentate, supradimensionate, vin cu 10 km înaintea persoanei și când ajungi la persoană zici: what? Ăsta? Iar am dat banii și pe asta și pe asta și pe cealaltă și de fapt ce? Care-i? Nimic. Zero. Observați cât de important este să stai cu tine însuți, să te analizezi, să vezi cine ești, care este misiunea ta, ce vrea Dumnezeu de la tine, care este scopul vieții tale. Să nu trebuiască să demonstrezi cine ești, să nu trebuiască să demonstrezi ce poți. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai realizări, dar nu faci un scop din asta. Și mai ales să arăți ceea ce nu realizezi și ceea ce nu poți și ceea ce nu ești. Apoi, închinarea. Uite, totul îți dau. Tot ce vezi. Numai să mi te închini mie. Să asculți de mine. Asta este dorința mea. Te rog, hai, fă concesia aceasta. Și pentru averi, bani, putere, influență, oamenii sunt în stare să vândă orice. Să se închine și diavolului. Și sunt atât de mulți, dragii mei. Îi vedeți pe la televizoare, îi admirați, mari idoli, staruri, în muzică, în sporturi, în politică. Dar când te uiți în spatele lor, vezi că ei au fost goliți de umanitate. Ei nu mai reprezintă persoana lor. Ei reprezintă interesele altora. Ei reprezintă interese de grup. Reprezintă o anumită imagine a unui anumit brand. Dar ei nu mai sunt ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie. Și trăiesc după imperativele sociale sau ale grupului care i-a lansat ca să fie cineva, adică nimeni în ceea ce privește sinele și în ceea ce privește identitatea dată de Dumnezeu. Ei sunt alți oameni, trăiesc o viață artificială, trăiesc într-o altă dimensiune a vieții, sunt nefericiți, sunt frustrați, sunt neîmpliniți. Marketingul, da. Fac reclame la băuturi, la performanță, la toate cele. Dar în viața lor e cam zero. În cealaltă extremă sunt ratații care nu realizează nici măcar ce realizează ei. Însă Dumnezeu vrea să ofere consistență vieții tale. În momentul în care stai singur cu tine, găsești care este sensul, care este direcția vieții tale, ce vrea Dumnezeu de la tine și nu mai ai nevoie să trăiești pentru a demonstra cine ești, pentru a demonstra ce poți. Nu mai trăiești cu cârlige și condiționări din toate părțile, pentru că tu spui adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Nu veți încerca să politizați adevărul, nu veți încerca să-l ciuntiți, nu veți încerca să-l adaptați, nu veți încerca să-l faceți corect din punct de vedere politic, pentru că trăiți în el și el vă oferă confortul, liniștea, pacea sufletească. Vă face să fiți niște oameni fericiți și niște oameni care, într-adevăr, sunt puternici și trăiesc pe culmile libertății. Era un copil de milionar care a făcut o vizită într-un trib, a fost trimis de părinții săi în Africa să vadă cum trăiesc oamenii din alte culturi, mai sărace.
Și s-a dus acolo, de la vila lui cu piscină, de la Rolls-Royce, de la aer condiționat, de la servitori care îți aduc masa la nas, da? Colibă de stuf, praf, sărăcie, masă foarte sărăcăcioasă, soare, căldură. Și când a venit acasă, a întrebat tata: ei, cum e? Nu-i așa că e mult mai bine aici? Acum pot să apreciez mai bine ceea ce avem noi? Și copilul, destul de matur, a analizat lucrurile și a zis: tată, într-adevăr, noi avem toate elementele astea de confort. Noi trăim la o casă de 5 stele, dar ei au deasupra capului un cer de nenumărate stele. Noi trăim înconjurați de servitori, însă ei sunt liberi și tot pământul din jurul lor pe care calcă este al lor. Noi am inventat tot felul de lucruri care ne condiționează, ne ia mașina de la scară, dar ei merg kilometri pe picioarele lor, explorează lumea și sunt mult mai fericiți, sunt toată ziua în natură, în soare, depun efort, dar sunt mult mai sănătoși și mai fericiți decât noi. Tată, mi-ar plăcea să redescopăr viața aceasta pe care o au oamenii din sălbăticie. Cred că avem nevoie să redescoperim valorile, să ne redescoperim pe noi înșine, să avem curajul de a coborâ în adâncul ființei noastre, în solitudine, și să ne gândim cine suntem cu adevărat, să ne gândim ce vrem să facem din viața noastră, să ne gândim care sunt lucrurile care ne împlinesc, să ne gândim ce putem face în viața aceasta ca să avem putere și libertate. Și să știți că răspunsurile astea nu se le găsiți în cărți. Răspunsurile acestea nu se le găsiți la mari inițiați. Răspunsurile acestea nu se le găsiți la coach, la trainer și la tot felul de palavragii. Răspunsurile acestea le găsiți în taină cu voi înșivă și cu Dumnezeu. Răspunsurile acestea le găsiți în momentele în care stați singuri cu voi înșivă, meditați, vă gândiți și începeți drumul vieții în direcția în care bate sufletul.